acest eveniment, Conferința Internațională EduWorld, care are o vechime deja de foarte mulți ani, prima ediție fiind din 2004, a crescut de la an la an și de la an la an considerăm noi că această conferință s-a modernizat, începând de la modul de prezentare a lucrărilor și chiar de la modul de registrare a lucrărilor, unde totul am ținut pasul până la urmă cu lumea modernă. Ne bucurăm de o prezență din ce în ce mai numeroasă a participanților, atât din țară cât din străinătate, fiind foarte mulți participanți din numeroase țări din Asia și din Europa. Această conferință a fost dedicată doamnei profesor Liliana Ezechiel, care nu mai este printre noi și a fost unul din cofundatorii acestei conferințe. Prin urmare, suntem extrem de mândri că putem organiza și să sperăm că vom susține acest efort și vom avea succesul scontat și în continuare. Conferința EduWorld este una dintre cele mai importante conferințe în domeniul educației din România. Are o tradiție îndelungată, a fost inițiată în anul 2004 și de atunci se organizează la fiecare 2 ani. Principalii organizatori ai conferinței sunt Universitatea din Pitești, Universitatea din București și Inspectoratul Școlar Județean. Conferința EduWorld a cunoscut o dezvoltare excepțională din anii 2004 până la ediția prezentă, din 2011, în sensul că permanent am crescut numărul de participanți, ajungând astăzi să avem peste 400 de înscriși la conferință din nu mai puțin de 18 țări și din România am avut reprezentanți de la 30 de universități, ceea ce reprezintă o performanță excepțională. De fiecare dată când organizăm conferința, adunăm la Universitatea din Pitești comunitatea celor mai importanți specialiști în domeniul științelor educației. Este un moment pe care toți îl așteaptă cu nerăbdare, astfel încât de fiecare dată se întâmplă lucruri foarte importante pentru domeniul științelor educației. De asemenea, toate lucrările pe care noi le acceptăm la conferință sunt evaluate de către un comitet de evaluatori. Ele sunt evaluate în vederea publicării într-o revistă europeană din domeniul științelor educației. Aceștia realizează o altă evaluare a lucrărilor, astfel încât cele mai bine realizate lucrări să poată fi publicate și indexate în cea mai prestigioasă bază de date științifică ISI, Thomson Reuters, Web of Science. Ne bucurăm că astăzi conferința EduWorld a devenit emblematică. Avem un număr foarte mare de participanți, lucrările se prezintă în 14 secțiuni diferite. Ele abordează probleme actuale ale educației la nivel național și la nivel mondial și cele mai bune lucrări sunt indexate în baze de date de prestigiu. Suntem foarte mândri de nivelul la care a ajuns conferința EduWorld și de faptul că ea atrage cei mai importanti specialiști în domeniul științelor educației, mai ales pentru faptul că Universitatea din Pitești este organizatorul principal. Suntem mândri, sunt onorați și așteptăm cu nerăbdare următoarea ediție, care va fi mai reușită decât actuala.